Bună, dragilor, eu sunt Stella Stratulat. Astăzi vă prezint o salată foarte gustoasă. Am gătit-o cu paste și cu alte ingrediente. Haideți să vedeți exact cum se prepară și acest tip de salată. Primul pas este să pregătim pastele. Eu deja le-am fierte, trecem la pasul următor. Vom pregăti un dressing din 150 ml de ulei. Acum, storc sucul de la 2 portocale, este un dressing care puteți să-l folosiți la diverse salate, și sucul de la jumătate de lămâie, deci avem 2 portocale și jumătate de lămâie. Adăugăm sarea, un pic de sare, venim cu sucul și acum vom mixa acest dressing. Pregătim legumele, puteți folosi orice fel de legume vă plac. Eu am ales dovlecel și ardei, îmi place această combinație, dar puteți combinația să o creați singuri care vă place. Tocăm cu bulețe. La fel ardeiul cu bulețe. Le punem la sotat, fără ulei. Salată folosiți care vă place. Nu există o anumită salată, deci să fie ceva frunze verzi. După ce legumele le-am deshidratat, adăugăm bacon. Și lăsăm un pic baconul cu legume. Baconul se lasă un pic de grăsim, ce va fi absorbit de legume, de aia nici n-am adăugat nici un pic de ulei când am sătat legumele. Le-am lăsat așa să se deshidrateze. Și acum vor lua aromă de la bacon. În paste adăugăm jumătate din cantitatea de legume. Amestecăm jumătate din cantitatea de salată. Venim acum cu dressingul. Cel mai important în salată este dressingul. De multe ori când comandat o salată în restaurant și o mâncați și vă place foarte mult și vă uitați, are niște ingrediente simple, dar gustul este wow. Pe gustul ăla îl dă dressingul. Bucătarii știu diverse secrete care creează diverse dressinguri foarte gustoase, care de multe ori nu-ți dai seama de ce salata aceea este atât de gustoasă. Că pare simplă, dar nu e. Așa. Și acum o servim în felul următor. Acum venim iarăși cu salată, adăugăm din pastele noastre, așa, deasupra mai venim cu legume și bacon și încă un pic de dressing. Și în felul acesta am servit o salată delicioasă. Eu am gătit-o pentru cină, dar puteți să o pregătiți pentru orice ocazie. Este foarte, foarte gustoasă. Eu vă recomand cu drag, dragilor, să gătiți și această salată cu paste.